În episodul de astăzi, eroii noștri sunt confruntați cu o situație dramatică. Gerald a descoperit unde este grota spațială și îl amenință pe iepurașul spațial Emerson cu arma laser intergalactică! Gerald! Ha-ha! Credeai că ai scăpat, iepurașul spațial Emerson! Gerald! Știi bine că atâta timp cât va exista universul? Da, da, sigur că da, iepurașul spațial Emerson va veghea asupra lui. Bla, bla, bla! E deja veche iepurașul spațial. Ai făcut o mare greșeală atunci când ne-ai stricat planurile mie și Consiliului. Ai fi putut avea totul, dar tu... nu știu, uneori este inexplicabil cum poți fi atât de... Prost! Da, ăsta e cuvântul. Da, da, vechea ta problemă cu vocabularul. Ta-ți dracu-i din gură, nenorocitule. A venit timpul să plătești iepurașul spațial Emerson. Auzi, Gerard, te știi că problema ta s-ar putea explica prin abuzurile sexuale la care ai fost supus în copilărie. Am zis să tragi dracului din gură. Copilăria mea mă privește mai pe mine și pe tatăl meu. Doare, nu? În fiecare zi simt durerea asta infinită. Nu, mă referam la momentul când cineva îți introduce penisul în orificiul anal. Sigur că da, ajunge, gata. Ești un iepuraș mort, iepurașul spațial Emerson. Asta să crezi tu, Gerard. Jax îți va indica drumul spre ieșire. Ce zici de asta, Gerard? Gerard, Dumnezeule, e Gerard aici? Îndurare mărită! Mersi, prietene! Nu ai nicio scăpare, iepurașul spațial Emerson. Vei plăti pentru tot chinul pe care am trecut. E normal, da? Poate un pic de alipie te-ar ajuta? Gerard, stăpâne, să știi că iepurașul spațial merita una ca asta. Să fie ăsta sfârșitul eroului nostru? Probabil că da, fir ar să fie.